Obstacolele nu îți blochează calea, ele sunt chiar calea însăși. M-am hotărât să fac acest videoclip pentru că am făcut o retrospectivă gândindu-mă la toate situațiile grele prin care am trecut și mi-am dat seama că au fost cele mai mari binecuvântări pentru care acum sunt recunoscător. O să-ți spun și ție despre ce e vorba și o să facem și o mică recapitulare ca să nu pierzi cele mai prețioase lecții din acest video, așa că rămâi până la final. Vreau să încep direct prin a-ți spune că atunci când apare o problemă, îmbrățișează-o. Când apare o situație grea, nu fugi din calea ei. Când apare o provocare, nu-i da cu piciorul. Asta e calea oamenilor mediocri și tu nu vrei să fii mediocru. Astfel de momente sunt niște oportunități pentru tine să te dezvolți. Știu că sună a clișeu, însă fiecare situație inconfortabilă, fiecare provocare vine cu o mică sau o mare oportunitate ascunsă. Și știu că la prima vedere nu pare așa, pe moment tind să te frustrezi și să te întrebi că de ce tocmai ție ți se întâmplă așa ceva. Însă când te vei uita în spate, vei vedea că acea problemă te-a scos din starea de adormire în care te aflai. Era fix ce aveai nevoie. De fapt, aș vrea să înlocuim de la început cuvântul problemă cu provocare. Și știu aceste lucruri pentru că am trecut din ele. Iau un exemplu banal. Când ai căutat orice informație, fie că e vorba despre ce telefon să-ți cumperi, unde să-ți iei chirie, cum să pornești o afacere, ce să faci cu banii pe care îi economisești, cum o cheamă pe tipa aia mișto pe care ai văzut-o în club, cum funcționează un bec și tot așa. Când nu cunoșteai suficient, când te-ai lovit de un zid, corect? Ai căutat informația, nu ai rămas fără telefon, nu ai rămas pe drumuri, nu ți-ai dat foc la bani, nu ai trăit în beznă. Ai înțeles ideea. Și asta te-a scos puțin din zona de confort. Vreau ca după ce urmărești acest videoclip să nu mai fugi de o provocare, ci să o îmbrățișezi, să o privești și să spui ce pot învăța de aici. Asta e atitudinea. Și îți mai zic ceva, inevitabil vor apărea altele. Știi prea bine că așa se întâmplă. Nu o să ai o singură provocare toată viața, iar acest obicei de a fugi de provocări nu te va ajuta să evoluezi. Va veni una și încă una și încă una și încă una. E un ciclu vicios, la un moment dat vei obosi. Când pierzi niște bani, nu te afunda în această stare pentru că nu vei putea privi spre ce trebuie să faci diferit, ce trebuie să rezolvi. Dacă tot timpul îți spui cât de fraier ai fost că ai pierdut acei bani, nu vei fi proactiv, ci reactiv. Și nu vrei să fii reactiv, crede-mă. Pune mâna pe cărți și cursuri de educație financiară pentru a rezolva această provocare. Nu fugi de ea. Dacă prietena te părăsește, da, e un sentiment urât. Însă cel mai prost lucru pe care poți să-l faci este să rămâi blocat în acel moment, în acea stare, în acea frustrare. În schimb, fă o retrospectivă, vezi ce nu a mers, de unde proveneau certurile, de ce nu erați pe aceeași lungime de undă și așa vei putea trage o concluzie, nu să rămâi blocat în tristețe. Poate îți vei da seama că a fost vina ta, iar în acel moment realizezi că trebuie să te dezvolți tu ca om, să te reinventezi. Iar în acest fel, acea provocare, acea situație dureroasă devine o șansă pentru tine ca om, să devii o versiune mai bună a ta. Tind să cred că toate greșelile pe care le facem au la bază o lipsă de cunoaștere, o lipsă de informații sau o lipsă de autocunoaștere. Reține, greșeala este ceva uman și poate fi îndreptată, însă la fel este și evoluția. Nu facem greșeli pentru că pur și simplu suntem bătuți în cap și nu știm mai bine de atât. Nu, avem un potențial infinit și toți oamenii suntem capabili să evoluăm. Trebuie doar să vrem asta, să nu ne mai identificăm cu statutul de victimă atunci când ne lovim de o situație grea și să luăm acțiune spre a căuta o nouă direcție atunci când aceasta apare. Spune și mie ce lucru bun obții atunci când te vaiți. Tu chiar crezi că dacă te victimizezi vei evolua? Nu există așa ceva. Cum ai putea când tu de fapt ești blocat într-un moment trecut, când privești înapoi? Iar pe lângă asta, alungi încet dar sigur persoanele de lângă tine pentru că vei fi ceva care se cheamă vampir energetic. Adică o persoană negativistă, reactivă, care vede mereu partea goală a paharului, care tot timpul se frustrează că viața nu e așa cum și-ar dori și nu ia nicio acțiune spre a-și construi acea viață pe care și-o dorește. Oamenii proactivi nu vor în jurul lor astfel de persoane, iar tu, pe lângă faptul că îți vei alunga prietenii, nici măcar nu vei evolua. Jackpot, felicitări! Acum, compara acea situație cu momentul în care stai pe lângă o persoană încrezătoare, care nu se lasă doborât de o situație nefastă, care emană optimism și autocunoaștere, care nu vine la tine să se smiorcăie și dacă se va lovi din nou cu acea situație, o va depăși. Pe lângă astfel de oameni vrei tu să stai și chiar să fii unul dintre ei. Oamenii proactivi își asumă responsabilitatea că nu știu suficient și asta îi face să evolueze pentru că vor căuta constant informații. Oamenii reactivi cred că ei sunt de ajuns, există o diferență destul de mare între cele două extreme. Vreau să-ți dau niște exemple din viața mea pentru a înțelege mai bine cum se aplică acest principiu.
Dacă nu eram un pesimist convins, nu m-aș fi apucat să citesc dezvoltare personală. O situație care la prima vedere părea gri, unde nu vedeam nicio oportunitate, unde viața mea se rezuma doar la jocul pe calculator, pierdut timpul pe social media și altele asemenea, a ajuns să fie însuși oportunitatea de care aveam nevoie pentru a-mi schimba viața. Și da, faptul că eram atât de pesimist, acea mediocritate era fix diamantul ascuns în provocarea din acel moment. Dacă nu ieșeam dintr-o relație toxică, nu mi-aș fi dezvoltat încrederea în mine și o stimă de sine sănătoasă. O situație care la prima vedere părea ceva de speriat, anume cum voi aborda persoane noi, cum voi comunica, pentru că încrederea în mine îmi lipsea cu desăvârșire, s-a transformat fix în oportunitatea de care aveam nevoie. Dacă nu eram mulțumit de felul în care arătam fizic, nu m-aș fi apucat de sport, iar faptul că am făcut-o mi-a adus atât de multe beneficii. Dacă nu eram mulțumit cu situația mea financiară, nu mă apucam să investesc. O situație care la prima vedere părea negativă, nu aveam câți bani voiam și nu știam cum să fac mai mulți bani, a adus în același timp o oportunitate să investesc în educația mea, astfel încât să învăț să pun banii să muncească pentru mine. O provocare care m-a dezvoltat. Puteam la fel de bine doar să mă fight așa cum fac majoritatea, dar aș fi fost și mai sărac, nu numai financiar. Toate aceste situații ți le povestesc cu mentalitatea mea de acum, însă atunci nu priveam lucrurile la fel. Atunci mă victimizam și nu găseam nicio cale de ieșire, aveam tendința să blamez circumstanțele exterioare. Și foarte important, toate aceste schimbări au avut legătură cu mine. Și dacă eu am putut, și tu poți, nu ai nicio scuză. Fiecare moment în care ai făcut chiar și o mică schimbare în bine în viața ta a fost pentru că la un moment dat te-ai găsit într-o situație inconfortabilă. Pentru că atunci când ne e bine, nu avem niciun motiv să schimbăm ceva. Însă reține, durerea mereu lasă un dar. Mereu. Mereu îți arată ce nu a mers și ce trebuie să schimbi, însă tu trebuie să acorzi atenția acestui semn pentru a ști ce nu a mers. Pentru a privi obiectiv ce nu a mers, nu subiectiv. Pentru că numai atunci când pui lumina pe acel lucru dăunător, atunci îl poți schimba și de multe ori are legătură doar cu tine. Durerea e prietenul tău. Durerea fizică pe care o simți atunci când faci sport, disconfortul, acestea te ajută să arăți mai bine. Durerea emoțională pe care o simți când cineva nu are încredere în tine sau te critică, acela e cadoul tău, acela e momentul să realizezi că tu trebuie să ai încredere în tine. Durerea emoțională pe care o simți când realizezi că cineva în care ți-ai pus încrederea ți-a trădat-o, acela e cadoul tău să-ți ridici standardele și să ai mai mare grijă la oamenii pe care îi lași în preajma ta. Să nu te victimizezi și să-ți pierzi încrederea în oameni spunând că toți sunt la fel. Durerea pe care o simți când ai pierdut acei bani pentru că ai investit în ceva ce nu cunoști, aceea e oportunitatea. Să înveți înainte despre activele în care să investești. Sper ca după acest videoclip să nu te mai întâlnești niciodată cu o provocare sau un obstacol și să renunți, să dai înapoi. Singura menire a unui obstacol este să te ajute să evoluezi, să progresezi, să te reinventezi, să ajungi cea mai bună versiune a ta. Pentru că fie îți vine să crezi sau nu, obstacolul știe că acesta este singurul mod pentru tine de a deveni mai bun. Acum și tu știi. La final, mică recapitulare. 1. Provocările sunt biletul tău spre dezvoltare. Nu le blama, ci caută lecția pe care ți-o oferă. 2. Greșeala este ceva uman, însă la fel este și evoluția. 3. Durerea mereu îți lasă un dar. Sper că te-am ajutat cu acest videoclip. Lasă neapărat un like, sper că ai descărcat e-book-ul și tu, dacă îți dorești mai multă educație, găsești o grămadă de link-uri în descriere.